avem, cine joacă vara mare? Mândră-i tare și aici la dumneavoastră la Zănești. Și mi se umple inima de bucurie atunci când văd că foarte mulți dintre dumneavoastră ați cântat împreună cu mine, ați știut versurile acestei melodii. Înseamnă că o știți de la televizor, de la radio și vă place. Vă mulțumesc tare mult și pentru aplauze. Și pentru noi, cei care urcăm pe scenă, cea mai mare răsplată pe care o putem primi din partea publicului reprezintă aplauzele și florile, de multe ori. Mulțumim din suflet! Zi, Ioane, că scriptul a început muzica! Bye.
gospodar, am făcut curaj la lume. Mă bucur foarte mult. Ei, mulțumesc din suflet! Pentru că tot vorbeam de flori. Iată că am primit flori din partea unei flori. Aplauză pentru micuța Briana, deja mare. Este o adevărată valoare pe care o are această zonă. Pentru că ea cântă atât de frumos. Briana, ai cântat astăzi? Ai urcat pe scenă? Nu. Ești în calitate de spectator la acest eveniment. Eu zic așa, nu știu ce urmează în continuare, dar dacă vrei poți să rămâi alături de mine să cântăm împreună următoarea melodie. Dacă nu ai cântat astăzi pe scenă, trebuie să demonstrăm încă o dată oamenilor din această zonă, dacă mai este cazul, cât de bogați suntem, bogați în tinere valori, tinere speranțe, care duc mai departe aceste lucruri de suflet. Pentru că muzica noastră populară, costumul tradițional, reprezintă comorile noastre, fără de care poate am fi mai săraci. Și nu trebuie să renunțăm niciodată la tradiție și credință, pe care trebuie să le dăm mai departe de generații viitoare. Briana, rămâi cu mine, ai microfon deja, minunat! Nu știu ce urmează, dar negativul. Mulțumesc din suflet, maestre! Aplauze pentru maestrul nostru de suflet! Să jucăm capi la noi, măi, mă. Tot pe loc, pe loc și fim rătite, cine între joc să-ți iei minte, niciodată să nu uiti, măi, mă. Mulțumim foarte mult, te felicit, Briana! Mulțumesc! Și succes pe mai departe, să mergi înainte cu ajutorul bunului Dumnezeu, vei ajunge acolo unde trebuie să ajungi. Pentru că pentru fiecare dintre noi, El are un plan. Doar trebuie să ne încredem în puterea Lui. Succes pe mai departe! Aplauze mulțumesc pentru Briana! Mulțumesc tare mult și eu!
E, acum nu știu la următoarea melodie cine o să mai vină pe scenă alături de mine să cânte împreună cu mine. De ce, oameni buni, atât de mult îmi place să susțin tânăra generație și tinerii care vin în urma noastră. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că nu pot să uit niciodată la începuturile mele, când am fost luată de mână și am cântat pentru prima dată alături de doamna Ștefania Rareș pe scenă la București. Și să nu uităm niciodată că și noi am fost cândva mici, când alți interpreți erau mari. Iată, avem o altă speranță. Denisa Popa. Mulțumesc, Denisa. Și tu ai venit cu flori. Mulțumesc din suflet. De ce? Pentru că m-ați sprijinit în cariera mea de la începutul, de când eram foarte fac. Câți ani ușor aveai? 12, 13 ani, cam așa. Și acum este o adevărată domnișoară, frumoasă. Denisa Popa este de aici, de la dumneavoastră, vă rog să o aplaudați, merită din plin. Știu, da. Zânci mi zănești, ce mi să vinești. O aruncătură de băți, cum se spune. Și ea reprezintă atât de frumos zona Neamțului. Nu știu ce melodie urmează, dar te provoc să rămâi aici, să rămâi aici pe scenă, alături de mine, să cânți cu mine următoarea melodie. Ești de acord? Da, perfect. E bine, fără microfon, lăsați că ne descurcăm cu unul singur. Maestre, eu zic să punem florile aici și să cântăm. Talentată, care se numește Diana Vinca. Ai mai cântat astăzi pe scenă. Aplauze din nou pentru Diana Vinca. Bună ziua din nou. Ai emoții? Foarte, foarte mari. De ce ai emoții? Lucrurile sunt destul de evidente, deoarece sunt alături de o mare artistă și o mare voce. Mulțumesc din suflet. Vreau să vă împărtășesc un secret. Diana mi-a scris pe Facebook și mi-a spus: știți, eu vă admir foarte mult, vă cânt melodiile. Am și eu un vis pe care sper să-l împlinesc vreodată, să mi se îndeplinească acest vis. De a cânta cu dumneavoastră pe scenă, măcar o strofă, cândva. Iar eu am spus că va întâmpla lucrul acesta atunci când voi cânta la Zănești. Și iată că Dumnezeu a rânduit, a prilejuit acest moment să cântăm împreună următoarea melodie. Maestre muzica! Oile barbate, oile scolă la moale și bădeța
urmă și tot urmă, prin Mădurești, prin urmă. Prin băiute la izvoare, tot urmă din Ioare. Tot urmă și tot urmă, prin Mădurești, prin urmă. Prin băiute la izvoare, tot urmă din Ioare. Mulțumesc frumos! Îi mulțumesc frumos că a acceptat rugămintea mea. Cu tot dragul. Fără emoții. Fără emoții, Diana. Uite, spun fanii și oamenii de aici, din fața scenei, aplauze încă o dată pentru Diana. Îi urăm succes pe acest drum frumos, anevoios, dar așa cum am spus și până acum, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu încredere, vei ajunge acolo unde îți este rânduit să ajungi. Doamne ajută, succes! Aplauze pentru micuța, dar mare va fi în curând, artistă Diana Vinca. Ei, eu zic, fără vorbă prea multă, să vă cânt următoarele melodii. Maestre muzica! Aplaudăm organizatorii acestui eveniment în frunte cu domnul primar, domnul viceprimar, echipa de la Consiliul Local, oameni care au trudit în realizarea acestei manifestări, pentru că este organizată din suflet pentru sufletele dumneavoastră. Să primiți un strop de bucurie, să mai uitați de necazuri, de probleme și să vă bucurați de cântecele aduse de artiștii și interpreții care au urcat pe scenă. Vă rugăm aplauze pentru organizatorii noștri, pentru domnul primar și mulțumirile noastre pentru această sărbătoare de suflet, pentru că este o întâlnire de suflet. E, acum, doamnelor, am o vorbă doar cu dumneavoastră. De câte ori nu v-ați întrebat partenerii de viață
Măi, bădiță, floare rară, spune-mi, unde ai fost aseară? De multe ori. E, când ai fost după iubit, nu știu dacă ți-o tihnit. Ia te uit în ochii mei și mai minte dacă vrei. Despre asta vorbește următoarea melodie. Haideți să o dedicăm din partea dumneavoastră, doamnelor, pentru Domn. O dedicăm domnilor. Bun! Măi, bădiță, floare rară! Spune-mi unde-i fost azi, arbatii.
Eu și-o cu mădița mă. Așa. Hai da, hai da și cu tatăl țara mea scăroare. Cât de mic e sâmba ca pe întâlnă. Și la ură și la lucru e la tăpi. Iute, iute, iute ca și cu tu întâlnă. Și-ai ca până la noapte întâlnă. Oameni buni și ca să nu zică oare cine că am jucat numai trișiri aici la zilele Zăneștilui, ziua dumneavoastră, eu zic să jucăm și o țărănească, lumea să ne pominească! La mulți ani, oameni buni! Mulțumesc din suflet, oameni buni! Iată că am cântat și o țărănească, lumea să ne pominească. Vă mulțumesc mult pentru aplauze. Dar acum, la final de recital, parcă totuși nu mă lasă inima să plec, înainte de a vă ruga și de a vă provoca totodată să cântați și dumneavoastră împreună cu mine. Ce spuneți? Melodiile pe care vreau să le cânt în cele ce urmează sunt foarte, foarte cunoscute. Și prima dintre ele o putem numi pe drept cuvânt emblema sonoră a noastră, a bucovinenilor. De ce? Chiar dacă a fost lansată de un mare ardelean, această melodie a fost descoperită în culegerile de folclor în Bucovina de Nord, la Cernăuț. Și de acolo a plecat, a fost lansată de un mare artist ardelean și vreau să o descoperiți, nu spun despre ce este vorba, să o descoperiți în cele ce urmează și să o cântați împreună cu mine. Sunt 100% convinsă că știți versurile. Munților cu creasta rară, nu lăsați straja
țara noastră. Nu ne lasă fără Dumnezeu. Oricât de greu încercat a fost acest popor de-a lungul timpului, întotdeauna ne-a ajutat Dumnezeu și a trecut peste toate încercările. Așa va fi și de acum încolo. Bucovină, plai cu flori! Împreună! Bucovină! Bucovină, plai cu flori, dumneavoastră vă voi iubi, să știți. Vă mulțumesc din toată inima, să știți că m-ați emoționat până la lacrimi. Vă mulțumesc pentru emoția pe care mi-ați transmis-o, pentru frumusețea pe care am emanat-o împreună, pentru că este vorba despre o trăire sufletească foarte frumoasă. Și am să plec peste tot pe unde voi avea de cântat cu dumneavoastră în minte, în suflet. Și să știți, când mă vedeți la televizor, sunteți și dumneavoastră aici, pentru clipele minunate pe care le-am petrecut astăzi de ziua dumneavoastră, la zilele Comunei Zănești. La mulți ani, oameni buni! Mulțumesc din suflet! Bravai pentru organizatori! Bravai domnului primar pentru asemenea concert extraordinar și bravai maestrul nostru de sunet și bravai familiei Strungariu, oamenii care ne-au pus la dispoziție toată tehnica și dumneavoastră să ne puteți vedea și asculta mai bine. Și ultima melodie din recitalul meu, am ascultat rugămintea dumneavoastră, tot o emblemă sonoră, dar de data aceasta emblema sonoră a Moldovei, pe care vreau să o cântăm tot împreună. Trandafir de la Moldova! Cântăm împreună!
minunat! Vă mulțumesc din toată inima, oameni buni, pentru felul în care m-ați primit. Vă mulțumesc pentru aplauze. Mulțumesc încă o dată domnului primar și organizatorilor pentru acest eveniment de suflet. Rămâneți cu bine, în paza lui Dumnezeu și să ne revedem sănătoși! Bună ziua, oameni buni și dragi! Mă bucur tare mult că astăzi sunt în mijlocul dumneavoastră la Zănești. La mulți ani vă spun din tot sufletul și vreau să vă spun că am auzit că aici la Zănești este cel mai minunat public din tot județul Neamț. Așa este? A, foarte bine! Atunci nu pot decât să fiu foarte fericită că sunt în mijlocul dumneavoastră pentru prima oară aici la Zănești. Mulțumesc din suflet domnului primar pentru invitație, mulțumesc organizatorilor. Și acum ce facem? Mai vorbim sau cântăm? Să cântăm, nu-i așa? Am venit cu cântece frumoase de pe cel mai recent album al meu, imprimat alături de Orchestra Lăutarii de la Chișinău și maestru Nicolae Botgros, iar primul cântec este din tot sufletul meu pentru dumneavoastră. La mulți ani, zile senine! Muzica, maestre! Și ce facem? Jucăm? Facem o horă mare și frumoasă cu numai dumneavoastră și Zănești, da? Fetiță frumoasă aici pe scenă, te pup? Ea este o tânără interpretă de muzică populară. Hai să spunem încă o dată numele. Briana Olteanu. O cunoașteți? Și nu vreți să o aplaudați? Așa da. Te așteptăm cu mare drag dacă vrei să cânti alături de mine. Din tot sufletul, toată deschiderea, tu ești cea care hotărăște, da?
Mulțumesc din suflet, o să las florile. Te rog, Diana, te rog, lasă florile, o să le iau când plec. În continuare, un cântec de joc. Știți că la mine acasă, la Bacău, se joacă corăghește? Știe cineva să joace ca la Bacău? Nu? E, în cazul ăsta e timpul să învățați. Și mai ales domnii, pentru că este un dans specific bărbătesc. Muzica maestre, corăghește din Bacău. Astăzi o cântăm la Zănești, pentru toată lumea, da? Unde jucăm astăzi? Să ești. Ia să te vadă toată lumea, hai să o aplaudăm. Cum te cheamă? Andra! Ați văzut pe scenă ce curajoasă este? Andra, câți ani ai? 5 ani! Mamă, ce fetiță mare, să fii sănătoasă! Mergem mai departe cu un cântec. Haideți să facem așa în spate, un semicel frumos. Iar voi o să jucați o sârbă, da? Andra, știi să joci sârba? Te învață colegele tale? Următorul cântec, dragile mele, este pentru dumneavoastră, mamelor, pentru că se numește Mama e lacrimă și bucurie și tocmai de aceea am vrut ca pe scenă să aveți minunățiile astea de copii, minunățiile astea de fetițe, dar și un băiețel curajos. Pe tine cum te cheamă? Dănuț. Cum? Dănuț. Bravo, Dănuț. Muzica maestre, pentru dumneavoastră, dragile noastre mame. Crotește cât trăiește, cât sunt mici cu drag îi poartă în brață, cât sunt mare de mereu cu față. Mama e lacrimă și bucurie, numai cine crește copii știe. Lopți cu legănat și mângâiere, au albit-o și fără putere.
iartă. Când mai face viață rele bune, tace și la inimile bune. Mama e lacrimă și bucurie, numai cine crește copii știe. Nopți cu legănat și mângâiere, au elevita și fără putere. Copii minunați aici și mă bucur tare mult că sunt pe scenă în fața dumneavoastră, pentru că sunt ai dumneavoastră, sunt mândria dumneavoastră celor de aici din Zănești. Mergem mai departe cu un cântec care mie îmi place foarte mult, sper să vă placă și dumneavoastră și vreau să-l dedic tuturor moldovencelor. Știe cineva ce cântec urmează? Cum? Ia zi tare! Ca la moldovean ca noi! Ca moldovean ca noi nimeni, da? Așa o fi, domnilor? Ca moldoveanca nu-i nimeni? Hai. Vă abțineți, dar nu știu de ce. Poate vă conving după ce vă cânt următorul cântec. Muzica maestre! Moldoveanca, tiri, 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 dam. Două vieți mai trăiesc, tiri, tiri, tiri,
mulțumesc mult de tot! V-a plăcut? Da? Și mie îmi place cântecul ăsta. Eu dacă sunt de vreo 10 ani în București și trăind așa printre oltence, printre muntence, printre bănățence, am simțit nevoia să-mi laud moldovencele, pentru că nu sunt subiectivă, dar chiar toate au reușit, nu-i așa? Și frumoase, și deștepte, și gospodine, și mai ales modeste. Nu se mai pune problema, nu? Nu, nu. Bun, mergem mai departe. De data asta urmează un cântec de suflet, pe care de asemenea vreau să-l dedic mamelor și în special mamelor ce au fată în casă. Ia uitați ce fetițe frumoase am eu aici, special pentru mămicile voastre și pentru toate mamele de fete. Hai să ascultăm următorul cântec, sper să vă placă. Mulțumesc mult de tot!